Se vede ceva? În capucinul ăsta? Nu. Se vede un pic de lumină primii 10 cm. Lumină, dar nu difuz, nu... Pompierii nemțeni au reluat căutările în cazul soției unui om de afaceri din județul Neamț, care a dispărut în cursul zilei de marți. Mașina femeii a fost descoperită pe malul Bistriței, într-o zonă în care râul este îndiguit și are forma unui canal. Mașina era parcată pe marginea drumului și muncitorii au anunțat poliția pentru că nu puteau executa lucrări de reparații. Unde era mașina? Aici, în curbă, doamnă. Nu puteam lucra și a doua zi dimineața am sunat ieri dimineața la poliție, ca să vii după ei. O căutat înăuntru... documentele, tot telefonul, torpedo, este și o găsit acte de ei, tot. Bani, avea ceva? Asta nu știu, erau rudele apropiate acolo și nu. În mașină au fost descoperite poșeta, actele și telefonul femeii. Aceste indicii au determinat autoritățile să ia în calcul și ipoteza unei posibile sinucideri. Totuși, pentru că nu a fost găsit un bilet de adio, anchetatorii nu exclud alte scenarii. Mașina a fost ridicată pentru a fi examinată de criminaliști. Doi scafandri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență a județului Neamț o caută pe femeie cu aparate de tip sonar. Asta pentru că vizibilitatea este aproape de zero, iar râul are o adâncime de peste 6 metri. Se vede ceva? În capucinul ăsta? Nu. Se vede un pic de lumină primii 10 cm. Lumină, dar nu difuz, nu... Abia dat seama. Trebuie o saulă, că nu... Trebuie saulă să-l trageți, că jos nu văd, stânga, dreapta, nimic. Cam cât e de adânc, așa, nu știți? Are peste 6 metri. Peste 6? Da. Echipajele detașamentului pompieri Piatra Neamț au reluat căutările persoanei dispărute în canalul Bistrița. Momentan acționăm pe două paliere, un echipaj de scafandri cu sonar, iar un echipaj de pompieri care caută cu sonarul specific de pe barca de intervenție. Intervenția este îngreunată datorită faptului că apa este foarte tulbure și vizibilitatea este aproape zero la fundul canalului. Continuăm căutările până la găsirea persoanei dispărute. Femeia dispărută are 45 de ani și este soția unui cunoscut om de afaceri din județul Neamț.